dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas și vă invit la momentele pentru părinți și copii. Stau astăzi de vorbă cu un nou prieten, așa cum vă spuneam data trecută, psiholog Ana Bobiță. Ana, mulțumesc pentru timpul acordat astăzi! Mulțumesc și eu! M-ai provocat să te provoc cu o temă foarte faină, una care mie îmi place foarte tare și mi-am provocat eu copiii la rândul meu să văd ce se întâmplă în desenele lor. Provocarea ta a fost de așa natură, ce ne transmit copiii prin desenele pe care le fac? Este superbă tema și abia aștept să te ascult. Deja mi-ai înmânat câteva foi cu desene pe care copiii le fac în terapie la tine și sunt absolut interesată de ceea ce ne vei transmite prin fiecare detaliu de desenele acestora. Da, este o activitate ludică, liberă, pe care o fac copiii, atât copiii cât și noi. De ce nu? Că și noi putem desena. Uite că nu m-am gândit să mă testez vreodată pe mine desene. Este o metodă proiectivă prin care noi înțelegem ce își doresc copiii, înțelegem că ei au niște dorințe, temeri, aspirații, au niște alegeri de transmis. Chiar este foarte important să ne dăm seama ce alegeri vor să transmită prin desenele lor și, bineînțeles, nu în ultimul rând, și durerea pe care o pot transmite prin desene. Din păcate. Cea mai dureroasă parte a întregului proces pe care tu îl derulezi și prin desen și anume să descoperi durerea, pentru că de aceea vin oamenii la psiholog, că se rezolvă durerea. Da. Mi-ai înmânat aici câteva desene și aș vrea să te provoc exact cu ele. Să ne spui ce s-a întâmplat în desenele acestea, ce ți-a transmis ție copilul atunci când a desenat aceste scene. Mi-ai spus așa foarte pe scurt că le-ai povestit ceva, i-ai povestit ceva acestui copil și copilul a reprezentat așa ceea ce i-ai povestit. Am citit împreună o poveste terapeutică. Dacă vrei să oferi informații exact cu degetul pe fiecare imagine în parte. Am citit împreună o poveste terapeutică. Uh-huh. Acest copil a avut o întârziere de limbaj și treptat și-a recăpătat limbajul prin multe ședințe de terapie, exprimându-se atât verbal cât și emoțional. Aici a fost vorba despre o poveste în patru faze, tocmai de aceea este împărțită în patru. Și el a desenat întocmai cum și-a reamintit și din punct de vedere vizual, pentru că eu întotdeauna le arăt povestea, imaginile, tocmai ca să poată avea o imagine în minte atunci când desenează. O mică paranteză, povestea este a ta, îți aparține? Că scrii povești terapeutice, de aceea te provoc să ne spui și treaba asta? Da, inventez povești în funcție de nevoile pacientului, în acest caz al acestui copil, legându-mă de ceea ce are el în viața lui, practic inventez pasaje din viața lui sub anumite simboluri, personaje fictive, care îi pot arăta sau îi pot demonstra și reflecta, desigur, ceea ce se întâmplă în viața lui. Deci, cu alte cuvinte, ne spui povestea copilului prin povestea terapeutică. De fapt, eu spui copilului ca să îl pui în fața unui oglinzi, cumva, să înțeleagă ce se întâmplă mai bine cu el, nu? Uh-huh. Și este foarte important să reamintesc că atunci când facem o poveste terapeutică, este important să fim obiectivi. Adică să ne raportăm la povestea copilului, pentru că pe aici pe acolo ne mai scapă și niște reflecții ale noastre și niște păreri subiective. Și copilul s-ar putea să se prindă. Nu neapărat copilul în sine, dar la un moment dat este posibil să simtă în mod subconștient lucrul ăsta. Ok. Și oricum îl va afecta dacă nu suntem atenți la ceea ce transmite. Bineînțeles. Nu numai la poveste, cât și întreg procesul. Am înțeles. Tu i-ai spus povestea terapeutică pe care ai clădit-o pe baza experienței sale, pe care tu ai perceput-o aici. Și apoi el ți-a descris povestea. Ce ți-a descris acolo? Era vorba despre un câine special, așa a dat el titlul, de obicei îi rog să pună titlul, bineînțeles, pentru că este o poveste descrisă, dar eu intenționat nu le dau titlul. Tocmai ca ei să-și poată crea titlul lor, să nu le dau eu o alegere, să-și facă ei alegerea. Este foarte important. Și mi-a povestit cum el își cumpărase un câine, personajul acesta,
își cumpărase un câine pentru că și îl dorea foarte mult. Câinele înseamnă foarte o responsabilitate în viața unui copil, mai ales la vârsta de 90 ani. Și își doresc copiii să capete o responsabilitate? Își doresc, nu se ține întotdeauna de ea. Tocmai de aceea e important ca părintele să îi reamintească mereu faptul că are o responsabilitate în plus și tocmai de aceea el se va responsabiliza atunci când îi se amintește. În a doua parte, câinele este foarte supărat și spune că nu o să o mai duc cu această persoană. El, ascultând, el venise cu, în spate cu un eveniment mai trist, fusese supărat de colegii lui la clasă. Tocmai de aceea el a transpus pe hârtie supărarea lui în acest animal în mod simbolic. Câinele era supărat, nu voia să se mai ducă cu nimeni. Nu mai voia prieteniile din jur, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și tocmai de aceea era dezamăgit. Întotdeauna le sugerez să spună și emoția. Să descrie emoția, nu neapărat să o scrie, că el deja a transpus aici emoția, doar să o verbalizeze, este okay, foarte important. Câinele. Ce ai înțeles din câinele acela, care este destul de rudimentar desenat, dar sigur ai înțeles ceva de acolo. Păi, tocmai asta vă spuneam, faptul că, uitați, dacă puteți să vedeți, câinele este plecat cu capul în jos, trist, așa, dezamăgit, supărat, și cumva el pleacă supus unde trebuie să ajungă el. Da? Nu știm unde pentru că nu arată spre nicăieri. Nu are o direcție pentru că nu avem ceva în față. În a treia parte începe transformarea, pentru că întotdeauna în poveștile terapeutice nu lăsăm un final trist niciodată, lăsăm în primul rând o alegere asupra gândului copilului, adică să facă copilul o alegere și pe lângă asta oferim și o soluție la care să se gândească, dar o soluție nu în genul fă asta. Ți-aș propune să, uite, cum ai vedea așa? Cum ai vedea, da, lumea asta, cum ai vedea soluția asta și ce mi-ai adăuga tu? Ok, super. Este foarte important ca și copilul să își pună amprenta în desen. Tocmai de aceea l-a pornit într-o călătorie, nu știu dacă vedeți în a treia parte, în care el avea superputeri. Acest copil de care vorbesc este oricum unul foarte creativ și întotdeauna își imaginează superputeri, în care el poate să obțină ceva cu asta. Și cum a văzut finalul acest copilaș? Finalul a văzut un tot unitar, aș putea zice, cu foarte multe persoane pe lângă el. Pentru că îi place foarte mult să fie înconjurat de adulți și este, de punctul meu de vedere, important, dar observ aici o schimbare la el, pentru că nu-i plăcea să fie înconjurat de copii, pentru că copiii nu se comportau cu el foarte ok și tocmai de aceea el și-a readus persoanele în viața lui fără ca eu să-i spun. Extraordinar. Da? Și acest cățel, cățeluș, stătea pe lângă aceste persoane, care cumva și-au mai schimbat fața, nu știu dacă vedeți. Bun, căsuța aceea ce transmite? Casa transmite întotdeauna siguranță sau nevoia de siguranță, ce am sau ce-mi doresc în viața mea. Ca și copil este foarte important să fie protejat, este o nevoie de bază. Da, asta la baza piramidei. Nu poți să nu observi treaba asta. Uite cât de mică era căsuța aici, cât de timidă era și cât de mare este aici. Treptat se transformă căsuța, tocmai pentru că el trece printr-un proces fără să fie întrerupt. Asta este foarte important, să nu întrerupă procesul copilului, adică lăsăm să-și arate emoția până la capăt, lăsăm să învețe din ce i-am spus și să-și exprime experiența în sine. Tocmai de aceea i-a crescut așa printr-o magie. De asta cumva. E o minune să vezi cum casa, locul de siguranță al copilului, capătă un spațiu mai larg în sufletul lui. Asta așa este. Mai sunt câteva detalii despre care vreau să te întreb. Uite, da. Nu avem o ușă sau ușa aceea, nu știu, nu se încadrează așa de tare în peisaj. Cum o vezi? Este cum și-o imaginează copilul. Nu aș putea spune că este una foarte mică sau ar trebui să fie cumva. Uh-huh. Este cum și-o imaginează copilul, cum a mai văzut-o în alte desene, de ce nu? Că nu...
tot un desen se interpretează, okay, chiar la virgulă. Este important să lăsăm și copilul să-și arate stilul, să zicem așa, okay, de desen. Oricum, nu pot să nu văd diferențe. Diferențele, da, sunt mari. E o diferență și... aici. La mărime. La mărime, da, și mai observ un aspect. Nu avem drum nici în ultima, în ultima încadratură a desenului, uh-huh, și nu avem coș pe casă. Crezi că are vreo importanță asta? Poate fi vorba și de neexprimarea gândurilor aici, însă nu o consider definitoriu. Poate el a învățat-o să o facă fără horn sau... Am învățat-o să o facă cu totul altfel. Okay. El cumva își proiectează casa pe care o are la bunici aici. Și tocmai de aceea el o desenează așa, pentru că știu istoricul din spate și trebuie să ți-l spun. Da, uite cât de multe lucruri pot spune desenele copiilor noștri. Uh-huh. Uite cât de pot exprima temeri, bucurii, frici, relații bune sau relații mai puțin bune cu cei din jur. Așa că încurajăm părinții să-și determine copiii să-și manifeste creativitatea și în desen. Nu? Este foarte important atunci când vine copilul în cabinet să-l cunoști prin desen. Copilașul acesta și-a reluat sau a avut relații bune la școală despre care mi-ai vorbit în viața reală? Pentru că el așa a desenat. Uh-huh. A reușit să recapete, să capete relații frumoase la școală? Bineînțeles că au fost anumite schimbări. Uh-huh. În momentul de față nu mai știu exact ce face, pentru că atunci când pleacă pacientul se rupe legătura și este foarte important să rupă, să nu rămână dependent. Corect. Eu l-am transmis părinților să aibă grijă de lucrul ăsta și să fie întotdeauna în spatele lui, să observe cum decurge procesul vieții lui. Uh-huh. Da? Și mediul este un factor foarte important pentru cel mic, cât și pentru adulți, pentru că el poate schimba atât în bine cât și în rău ceea ce s-a construit în cabinet. Și vreau să vă spun lucrul ăsta pentru că mediul este cel care poate determina un rezultat al procesului. Sau? Pozitiv sau negativ, dacă se are în vedere lucrul ăsta și copilul este într-un mediu funcțional, în momentul ăla se poate... Șansele sunt foarte mari de reușită, da? Așa este. De aceea ai nevoie de familie și nu doar de copii. Exact. Ai nevoie de ajutorul părinților, astfel încât procesul să fie unul plăcut și unul cu rezultate pozitive. Așa este. Ana, îți mulțumesc tare mult că ne-ai oferit o frântură din ceea ce tu faci și îți mulțumesc că ne-ai încurajat să aflăm mai mult despre copiii noștri prin desenele pe care ei le fac. Este o sursă extraordinară pentru a afla ce se întâmplă sufletele lor. Așa este. Mersi frumos și succes în continuare. Mulțumesc. Dragii mei, am avut un timp de calitate aici. Îi mulțumesc Anei pentru timpul acordat și vă doresc tare mult și dumneavoastră o zi frumoasă și productivă din toate punctele de vedere, dar mai ales din a ne înțelege copiii și a le putea transmite ceea ce au nevoie ca ei să se dezvolte frumos emoțional. Zi frumoasă!